Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Un bebeluș de o lună a fost găsit fără suflare joi de către mama sa. Cazul este investigat de poliția. Dosarul unui fost director SIS învinuit de îmbogățire ilicită a fost trimis în judecată. Procurorii spun că soacra acestuia i-ar fi fost complicea. Unul dintre liderii protestelor organizate de Partidul Șor în centrul capitalei a fost escortat astăzi la Inspectoratul de Poliție. Care este motivul și ce spun oamenii legii despre această situație, vedeți la știri. Un microbus de marfă s-a inversat pe carosabil după ce s-a ciocnit cu un alt automobil. Drept consecință, în zonă s-au format ambuteiaje, iar șoferii au circulat cu dificultate. O femeie de 27 de ani din raionul Călărași a găsit fără suflare pruncul de numai o lună. Tragedia s-a produs ieri, iar informația a fost confirmată de către ofițerul de presă Cristina Vicol. Potrivit poliției, bebelușul a fost găsit cu scurgeri de mase vomitive și sânge în nas. Oamenii legii spun că deocamdată nu se cunoaște cauza exactă a decesului copilului. Corpul neînsuflețit al acestuia a fost trimis la specialiști pentru efectuarea expertizei medico-legale. Cadavrul unui tânăr de 32 de ani a fost găsit în peștera Surprizelor din raionul Criuleni, la o adâncime de 60 de metri. Potrivit salvatorilor, tânărul de mai mult timp nu răspundea la apeluri. Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Criuleni a declarat pentru TV6 că bărbatul a fost anunțat dispărut încă în data de 10 septembrie. După mai bine de 12 ore, angajații IGSU au reușit să scoată la suprafață trupul neînsuflețit. Apelul prin care a fost anunțată poliția despre depistarea cadavrului a fost efectuat de către un bărbat care a venit într-o excursie la peșterea Surprizelor situată în extravilanul raionului Criuleni. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Criuleni, Elena Băetrău, imediat la fața locului s-au deplasat reprezentanții poliției. Ca urmare a examinării bunurilor depistate și conectării telefonului mobil, s-a stabilit identitatea bărbatului de 32 de ani, care ar avea viza de reședință în raionul Hâncești și ar fi fost anunțat dispărut din data de 10 septembrie curent de către Inspectoratul de Poliție Ciocana. La fața locului au intervenit și patru echipaje de salvatori și pompieri. Смотришь на карту, можешь сюда ее принести, чтобы... Это все оборудование передавайте сюда, чтобы ничего не несли. Атент. Атент в руках техника скульптей. Ajunși aceștia au stabilit că persoana se află la o adâncime de aproximativ 60 de metri, iar trecerile în peșteră sunt foarte înguste. Misiunea dificilă a salvatorilor a durat mai bine de 12 ore. Pentru recuperarea corpului neînsuflețit au fost formate mai multe echipe pentru pătrunderea în interiorul peșterii și efectuarea operațiunii. În prezent, angajații Inspectoratului de Poliție Criuleni întreprind măsuri în vederea identificării tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia, iar cazul este cercetat într-o procedură penală. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 31 de situații de risc. Corpul neînsuflețit al unui bărbat în stare de putrefacție a fost găsit în subsolul unui bloc de locuit din Chișinău. Potrivit poliției, bărbatul decedat a fost depistat de către un angajat al termoelectrica care a intrat în subsol pentru anumite lucrări. La fața locului a fost îndreptat un echipaj al poliției, dar și medicul legist. Oamenii legii menționează că pe corpul bărbatului nu au fost descoperite semne de moarte violentă. Deocamdată nu se cunoaște cauza decesului. Poliția cercetează cazul într-o anchetă. Un șofer de 19 ani din satul Lucești, raionul Cahul, a fost oprit de oamenii legii pentru că se deplasa cu viteză excesivă. Potrivit poliției, acesta circula cu 124 de km la oră pe o porțiune de drum unde limita de viteză este de 90 de km la oră. Forțele de ordine au menționat că acesta nu era în stare de ebrietate și nu avea pasageri. El a fost amendat cu 1500 de lei și a primit 5 puncte de penalizare pentru încălcarea regulamentului circulației rutiere. Potrivit datelor INSP, în luna septembrie, curent pe teritoriul țării, au avut loc 51 de accidente rutiere produse din cauza vitezei neadaptate condițiilor de trafic. În consecință, 4 persoane au decedat, iar 61 au fost rănite.
Două autoturisme, dintre care un microbus de marfă, au fost făcute zob după ce s-au ciocnit la sensul giratoriu care unește străzile Ion Creangă și calea ieșilor din sectorul Buicani al Capitalei. Șoferii nu au avut de suferit, informează serviciul de presă al Poliției Capitalei. În zonă însă s-au format ambuteiaje și s-a circulat cu dificultate. Cazul este cercetat într-o anchetă pentru a se stabili toate circumstanțele în care s-a produs, dar și pentru a se afla cine dintre șoferi se face vinovat de producerea accidentului rutier. O femeie de 52 de ani, cetățeanca Ucrainei, a încercat să zboare de pe aeroportul internațional Chișinău spre Muntenegru cu 80.000 de dolari americani nedeclarați. Banii au fost depistați de vame și în timpul verificărilor. Mijloacele financiare nedeclarate au fost ridicate, iar cazul a fost preluat pentru examinare de către Direcția Urmărire Penală din cadrul serviciului VAMAL. Dosarul unui fost director al Serviciului de Informații și Securitate a fost trimis în judecată, fiind învinuit de îmbogățire ilicită, iar soacra sa acuzată că i-a fost complice. Despre aceasta anunță Procuratura Anticorupție. Potrivit instituției, faptele incriminate fostului director SIS s-au avut loc în perioada în care acesta deținea concomitent funcții de demnitate publică în Parlament, Guvern și SIS. Tot atunci, el și-ar fi cumpărat bunuri prin persoane terțe, inclusiv soacra și fiica, valoarea cărora depășea cu mult mijloacele financiare dobândite. De exemplu, soacra, fiind pensionară, ar fi avut venituri de doar aproximativ 329.000 de lei în total și tot în aceeași perioadă ar fi acumulat bunuri imobile cu valoarea totală de peste 19 milioane de lei. Fiica, neavând venituri în acea perioadă, ar fi obținut un apartament, loc de parcare și o mașină cu o valoare totală de aproape 6 milioane de lei. Prin urmare, au fost identificate bunuri imobile în valoare de peste 24,5 milioane de lei, dar și automobile în valoare de peste 4 milioane de lei, toate acestea cu o valoare de peste 28 de milioane de lei fiind puse sub sechestru. Dacă va fi găsit vinovat, fostul director SIS riscă o amendă de până la 500.000 de lei sau închisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani. Uniunea Europeană va face tot ce este necesar pentru a ajuta Republica Moldova în aceste vremuri dificile, inclusiv în materie de aprovizionare cu resurse energetice. Despre aceasta a declarat astăzi Comisarul European pentru Buget și Administrație Johannes Hahn, care se află într-o vizită de lucru la Chișinău. La rândul său, președintele Maia Sandu i-a cerut oficialului european sprijin financiar suplimentar. Ea a explicat acest lucru prin necesitatea de a balansa pentru anul viitor bugetul statului, care spune că este supus unei presiuni în creștere. Există o perspectivă europeană clară pentru Republica Moldova. Declarația aparține Comisarului European pentru Buget și Administrație, Johannes Hahn, și a fost făcută în debutul conferinței de presă comune cu președintele Maia Sandu. Comisarul European a opinat că Republica Moldova se află pe calea corectă și a promis asistență multidimensională țării noastre în aceste vremuri dificile. Europa nu este doar de partea dumneavoastră. Noi chiar ne dorim să vă ajutăm. Să vă ajutăm în special în problemele care țin de lanțurile logistice, de livrările de energie. Noi împreună cu colegii suntem implicați în continuare în discuțiile și sunt convins că vom reuși să găsim o soluție care în ultimă instanță va fi acceptabilă pentru toți și va fi una fezabilă pentru Republica Moldova. Maia Sandu a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul bugetar în valoare de 75 de milioane de euro și pentru prima tranșă de asistență macrofinanciară în valoare de 50 de milioane de euro, oferite în ultimele luni în cadrul programului de depășire a crizelor. Republica Moldova a primit acești bani în august. Totodată, șeful statului i-a cerut oficialului european sprijin financiar suplimentar, pe măsură ce presiunea asupra bugetului de stat crește. Moldova este în continuare țara cea mai vulnerabilă din punct de vedere energetic pe continentul european. Eforturile noastre de diversificare și eficiență energetică pe care le-am pornit anul trecut și le continuăm în acest an vor aduce rezultate palpabile doar pe termen mediu, dar astăzi avem nevoie de sprijin.
Astăzi ne confruntăm cu riscuri mari în sectorul energetic, cu riscul întreruperii furnizării gazelor și curentului electric. Prețurile la resursele energetice sunt în continuare foarte volatile și mari. Problema energetică este acum una existențială pentru țara noastră. Șeful statului a mai declarat că Chișinăul dorește să semneze un acord bilateral cu Uniunea Europeană privind reducerea tarifelor de roaming și a promis că va continua implementarea reformelor, în special cea din domeniul justiției. În luna august, Republica Moldova a primit de la donatori internaționali peste 2 miliarde de lei sub formă de granturi, de 8 ori mai mult decât în ultimele 7 luni. O parte semnificativă a acestor fonduri a venit din partea Uniunii Europene. Doi miniștri ai apărării din blocul NATO vin mâine la Chișinău. Este vorba despre ministrul apărării naționale al României, Vasile Dâncu, și ministrul apărării al Republicii Federale Germania, Christine Lambrecht, care au programat întrevederi cu omologul lor moldovean, Anatolie Nosatăi. După discuții, oficialii vor face declarații pentru presă, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău. Prima conferință va fi susținută cu demnitarul de la Berlin și va începe la ora 9:20, iar cea de-a doua cu oficialul de la București, la ora 16:30. Liderul partidului Șor, Ilan Șor, dezminte informațiile potrivit cărora oamenii sunt plătiți ca să vină la protestele organizate de formațiunea pe care o conduce. Politicianul confirmă însă că, din banii lui, le achită transportul și mâncarea celor care nu au posibilitatea să ajungă la manifestațiile de la Chișinău. Iar asta, spune el, este din cauza regimului de la guvernare, care i-ar fi sărăcit pe oameni. Reprezentanții puterii insistă că protestul este finanțat, lucru despre care spun că trebuie investigat de instituțiile de drept cu luarea unor măsuri în cel mai scurt timp. Într-o înregistrare video publicată pe Facebook, Ilan Șor susține că procuratura a lansat falsuri împotriva sa, a partidului Șor și împotriva oamenilor, despre care el spune că sunt nevoiți să iasă în stradă din cauza sărăciei provocate de actualul regim. Reacția politicianului vine după ce procuratura anticorupție a anunțat că sunt cercetate sursele de finanțare a protestului în cadrul unui dosar penal deschis pe baza suspiciunilor, precum că partidul Șor ar lua bani de la o grupare infracțională. Ei povestesc despre niște oarecare scheme, dar nu există nicio schemă. Eu am spus cu 3 zile în urmă din cauza că ați condamnat poporul la sărăcie pentru că intenționat ați făcut în așa fel încât oamenii să nu poată veni la protestele împotriva voastră care i-ați adus la sapă de lemn, iar în scurt timp vreți să-i băgați în pământ. Eu am spus că le voi da bani oamenilor ca să-și poată achita transportul și să-și cumpere de mâncare și eu confirm că fac acest lucru. Când vom veni la guvernare, vom lămuri cine, unde și de ce a furat. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a scris într-un mesaj că protestul organizat de partidul Șor este finanțat din bani ilegali, un protest care folosește sărăcia și vulnerabilitatea oamenilor pentru a-l proteja pe Ilan Șor de justiție. Instituțiile de drept trebuie să investigheze finanțarea acestui protest și să ia măsurile necesare în cel mai scurt timp, a scris Vlas. Procurorul general interimar ne-a confirmat că procurorii investighează sursele de finanțare a protestului în cadrul unui dosar penal. Ce ține de achitarea protestatarilor, cum este organizat protestele, sunt investigate de către procuratura anticorupție. Investigațiile se efectuează în cadrul unui dosar penal. Comentariile și afirmațiile persoanelor care nu au fost inculpate o pauză penală în instanță de judecat, au statut de învinuiți. De mai multe dosare penale din gestiunea procuraturii, nu aș fi comentat. Dar vreau să menționez că procurorii acționează în strict confruntat cu legislația Republicii Moldova. Și careva emisiune în activitatea lor nu se permite. Nu comentez declarațiile și nu aș comentez niciodată declarațiile persoanelor care au statut de inculpat.
Acum o săptămână, președintele partidului Șor a anunțat că zilnic primește sute de mesaje din partea cetățenilor care demonstrează că poporul a ajuns în pragul disperării și că vor să participe la manifestațiile antiguvernare de la Chișinău, doar că nu au bani pentru transport și hrană. Politicianul le-a dat asigurări oamenilor că vor beneficia de tot sprijinul lui, iar celor care nu au bani să ajungă la proteste le va achita drumul, le va oferi apă și mâncare. La rândul lor, autoritățile dau asigurări că fac tot ce este necesar pentru a proteja populația de creșterea prețurilor și crize, și anume prin plata unor indemnizații și compensații forfetare. Potrivit ministrului Protecției Sociale, Marcel Spătaru, aproximativ 60% din populație vor primi compensații de la stat pentru facturile la electricitate, energie termică și gaz, iar pentru asta cetățenii vor trebui să se înregistreze pe o platformă online, compensații.gov.md. Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Diana Caraman, i-a transmis astăzi 200 de lei președintelui Parlamentului. Banii, spune ea, vin din partea protestatarilor, care timp de 13 zile își manifestă nemulțumirile față de crizele din țară în centrul capitalei. Cum a reacționat speakerul, Igor Grosu, aflați în reportaj. Potrivit lui Caraman, protestatarii au adunat bani pentru a-l plăti pe Igor Grosu ca să iasă să discute cu ei. Gestul vine după ce la ședința de săptămâna trecută a Parlamentului, speakerul a spus că oamenii care stau în fața clădirii legislativului ar primi câte 200 de lei pentru a protesta. Domnule președinte, cetățenii v-au venit în întâmpinare, au strâns și vă transmit prin intermediul meu 200 de lei ca să vă învingeți frica și să ieșiți la oamenii care se află de 13 zile în fața clădirii Parlamentului. Joia trecută ați demonstrat clar că ați participat doar pentru bani și oamenii deja au mers la cedări. Vă invită la protest. Fiecare cât a putut au adunat câte un leu ca să vă depășiți frica. În replică, speakerul a calificat gestul lipsit de inteligență. La Universitatea din Bălți am avut o temă foarte interesantă legată de inteligența emoțională. Și o colegă de-a mea a spus că această inteligență emoțională lipsește cronic la unii deputați. Stimați colegi de la Bălți, aveți aici o mostră. Un obiect de studiu cu lipsă totală de inteligență emoțională. Puteți la distanță să o studiați. Protestul din fața Parlamentului a început acum 13 zile. Manifestația este organizată de Partidul Șor. Liderul formațiunii, Ilan Șor, a scris pe pagina sa de Facebook că fracțiunea pe care o conduce a boicotat ședința de vineri în semn de protest. Motivele pentru care continuăm boicotul sunt evidente și pertinente. Din păcate, Parlamentul a fost acaparat de gruparea PAS, care acționează doar în interes propriu și în detrimentul Republicii Moldova și cetățenilor ei. Vom continua lupta până când vor fi organizate alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. Doar astfel putem scăpa de sărăcie și obține șansa de a avea un trai decent, a scris el în postarea sa. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a scris într-un mesaj că nu comentează declarațiile lui Ilan Șor. Anterior, ea ne-a spus că este decizia partidului Șor de a nu participa la ședință, menționând că nu comentează aberații. Tot Vlas a precizat atunci că cetățenii au dreptul să protesteze și a îndemnat partidul Șor să nu manipuleze cu opiniile oamenilor și să nu se folosească de vulnerabilitatea lor pentru a câștiga capital politic. Și a se ascunde de justiție. Membrii și simpatizanții ai Partidului Șor, participanți la protestul organizat de formațiune în centrul capitalei, au manifestat în fața președinției, unde șeful statului îl primise pe comisarul european pentru buget și administrație, Johannes Hahn. Oamenii au încercat să intre în curtea instituției ca să-și expună nemulțumirile pentru care au ieșit în stradă, dar nu au fost lăsați de cordonul de poliție format la intrare. Cu toate acestea, ei au continuat acțiunea de protest după gardul clădirii și au cerut ca și până acum alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. Ce au răspuns instituțiile vizate, vedeți în cele ce urmează. Cu
pancarte în mâini, participanții la protestul partidului Șor au strigat "Noi suntem poporul" și au încercat să intre în curtea clădirii prezidențiale. Manifestanții nu au fost lăsați de polițiștii care stăteau acolo. Cu ei a încercat să stea de vorbă pentru a obține acces unul dintre liderii acțiunii, președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu. Hai să trăim cu toți, oameni buni. Merge. Domnul, uitați, da? De după gard, protestatarii au cerut Mae Sandu să demisioneze, supărați pe ultimile scumpiri la utilități, dar și de faptul că nu au fost lăsați să intre în curtea președinției. Ea a dat indicații poliției să nu fim lăsați în curtea președinției, deoarece se teme să iasă la popor. 5 lei și 40 de bani pentru un kilowatt este o sumă foarte mare la o pensie de 2000 de lei. Dar apa, dar căldura, ce să facem noi? De asta și stăm aici. Pentru ce e așa de scump? Eu nu știu. Numai în țara noastră așa se face fără de lege. Dacă nu pot conduce, lasă de ei demisia și bună ziua. În cele din urmă, de la portavoce, Dinu Țurcanu l-a chemat pe comisarul european să-i asculte pe protestatari. Ulterior, manifestanții au mers în fața Parlamentului, unde deputații urmau să se întrunească în ședință. Purtătorul de cuvânt al președinției, Irina Gotișan, a scris că în Republica Moldova fiecare persoană are dreptul la libera exprimare. La acest subiect, poliția spune într-un comunicat că un grup de participanți la acțiunea de protest din centrul capitalei, în timpul manifestației, au dat dovadă de un comportament neadecvat și a îndemnat manifestanții să-și exercite dreptul de a protesta pe cale pașnică, să nu admită provocări la violențe și încălcarea legislației, să se abțină de la acțiuni violente. Persoanele care nu vor respecta conduita impusă de legea cu privire la întruniri, fie vor instiga sau comite acte de violență, vor purta răspundere conform legislației. Poliția nu are scopul de îngrădire a dreptului cetățenilor la exprimare, dar acesta urmează a fi asumat responsabil, fără a fi încălcate drepturile și libertățile altor persoane, se menționează în comunicatul emis de forțele de ordine. Iar purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a scris că este un protest finanțat din bani ilegali, un protest care folosește sărăcia și vulnerabilitatea oamenilor pentru a-l proteja pe Ilan Șor de justiție. Deocamdată, guvernul nu a venit cu o reacție. Am trimis o solicitare pe adresa de e-mail la Delegației Uniunii Europene pentru a primi un răspuns în legătură cu afirmațiile făcute la protest, însă deocamdată nu avem un răspuns. Potrivit Biroului Național de Statistică, inflația în Moldova a ajuns în august la 34%. Pe parcursul anului, produsele alimentare s-au scumpit cu peste 38%, produsele nealimentare cu 23%, iar serviciile cu peste 45%. Prețul gazului a crescut cu 362%, energia termică cu 92%, iar curentul cu aproape 60%. Autoritățile susțin că situația complicată din economie, dar și creșterea prețurilor sunt o consecință a războiului din Ucraina. Pentru a oferi sprijin populației, autoritățile au majorat salariul minim până la 3.500 de lei. Din 1 octombrie, pensionarii, a căror pensie lunară este mai mică de 5.000 de lei, vor primi un ajutor financiar unic de 1.500 de lei, iar bugetarilor cu salarii sub 15.000 de lei li se va acorda 3.000 de lei. Recent, ministrul Muncii și Protecției Sociale a declarat că 60% din populație va primi compensația maximă la plata gazelor și a energiei electrice și a recunoscut că doar 1% dintre cetățeni își permit să plătească facturile pentru aceste utilități. Președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, unul dintre liderii protestelor din centrul capitalei, a fost condus la Inspectoratul de Poliție Buiucani. Acolo i-a fost întocmit un proces verbal cu privire la o contravenție care, potrivit forțelor de ordine, a fost manifestată prin nesupunere față de cererea legală a unui reprezentant al forțelor de ordine.
Țurcanu califică acțiunile oamenilor legii drept tentativă de intimidare. Am încercat să obținem o reacție de la Inspectoratul de Poliție și Procuratură cu privire la acest subiect, dar nimeni nu a răspuns la apelurile noastre. Avocatul Vadim Banaru, care apără drepturile lui Dinu Țurcanu, a declarat că intenționează să conteste decizia poliției și să ceară anularea procesului contravențional împotriva clientului său. Dinu Țurcanu susține că după acțiunea de protest din fața clădirii președinției a plecat acasă, însă pe drum a fost oprit de șeful poliției municipale, Marin Garaz, cu care a schimbat mai multe replici, după care și-a continuat drumul. El afirmă că nu a reușit să facă nici 50 de metri și a fost ajuns din urmă cu o mașină a poliției, urcat în automobil și dus la inspectorat. Dinu Țurcanu a calificat acțiunile oamenilor legii ca pe o tentativă de intimidare. Sigur că m-am conformat, înțelegând că este o provocare din personală din partea domnului Marin Garaz, deci nu are nicio legătură cu protestele care le-am avut, absolut nicio legătură, este doar o chestiune personală a domnului Garaz, care a considerat pe mine personal să mă intimideze. Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție și personal cu Marin Garaz pentru a obține un comentariu la acest subiect, precum și cu reprezentanții Procuraturii pentru a afla dacă a existat vreo solicitare din partea poliției cu privire la Dinu Țurcanu, dar nimeni nu a răspuns la apelurile și mesajele noastre. Mai târziu, pe pagina sa oficială, poliția a confirmat reținerea lui Dinu Țurcanu și a comunicat că pe caz a fost inițiată o procedură contravențională pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Dinu Țurcanu, având intenția de a intra în curtea președinției și de a periclita activitatea instituției, a fost stopat de forțele de ordine antrenate la menținerea ordinii și securității publice. Angajații poliției de nenumărate ori l-au somat pe Dinu Țurcanu, cât și pe participanți să renunțe la intențiile lor, dar aceștia nu s-au conformat cerințelor legale. Pentru nesubordonarea cu rea voință dispoziției sau cererii legitime ale colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept, cât și ultragierea colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept, opunerea de rezistență, acesta a fost condus la Inspectoratul de Poliție Buiucani pentru documentare, se spune în comunicatul poliției. Dinu Țurcanu afirmă însă că nu a manifestat niciun fel de agresiune, iar drept dovadă stau imaginile video, înregistrările camerelor de luat vederi care vor fi utilizate în instanța de judecată. La rândul lui, avocatul lui Dinu Țurcanu a vorbit despre încălcări de procedură la întocmirea protocolului și la reținere. M-a bruscat și m-a intimidat și m-a somat să intru în mașină, aceste acțiuni neavând legătură cu protestul de astăzi. Tot perimetrul în care s-a desfășurat această provocare din personală din partea lui Marin Garaz este documentat de camere de filmat și în mod sigur vom cere în instanța de judecată ca toate aceste probe pe care le considerăm pertinente în raport cu comportamentul sălbatic și agresiv al lui Marin Garaz, în mod sigur le vom demonstra în instanța de judecată. În acest sens, Dinu Țurcanu și avocatul care îi reprezintă interesele intenționează să conteste procesul contravențional și să meargă cu recurs în instanță. Avocatul a mai menționat că informațiile despre arestarea lui Dinu Țurcanu pentru 15 zile nu sunt adevărate și că acesta își va continua activitățile oficiale și sociale fără restricții. Milioane de metri cubi de gaze naturale vor fi procurate de Energocom în două tranșe și vor fi stocate în depozitele din Ucraina. Decizia a fost luată la ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. Potrivit dispoziției CSE, acest lucru va fi posibil în baza unui contract cadru de vânzare-cumpărare a gazelor de tip FET, încheiat între Energocom și Moldova Gaz. Pentru prima tranșă de 10 milioane de metri cubi, prețul de achiziție va fi de 1.882 de dolari, la care vor fi adăugate costurile de livrare prin sistemul de transport al Moldova Transgaz. A doua tranșă, în volum de 5 milioane de metri cubi, va fi efectuată în luna octombrie, la un preț preliminar de 1.058 de dolari per 1.000 de metri cubi, estimat conform situației din 23 septembrie. Prețul final va fi recalculat după stabilirea prețului de import al gazelor naturale pentru Moldova Gaz în luna octombrie. De asemenea, membrii CSE au decis alocarea 511 milioane de lei din bugetul de stat ESA Energocom pentru majorarea capitalului social.
Moldova Gaz a plătit Gazpromului avansul pentru luna septembrie, fiind vorba de 23 de milioane, 898 de mii de dolari. Despre aceasta a anunțat pe Telegram șeful companiei, Vadim Ceban. În așa fel, întreprinderea menționează că și-a onorat integral obligațiile de plată avansului către Gazprom în valoare de 35 de milioane 898 de mii de dolari pentru luna septembrie, cu o întârziere de 10 zile. Potrivit lui Ceban, achitarea a putut fi făcută cu implicarea guvernului, fără însă să menționeze despre ce este vorba. Conform acordului cu Gazprom prelungit în octombrie 2021 pentru o perioadă de 5 ani, țara noastră se obligă să achite plățile în avans în mărime de 50% până la data de 20 a fiecărei luni. Parlamentul a votat în cea de-a doua lecture majorarea salariilor pentru mai multe categorii de persoane. Este vorba despre asistenții sociali cu studii tehnice care vor primi cu 900 de lei pe lună în plus, pe lângă 5,5% a creșterii salariale. Lefurile asistenților paternali profesioniști vor crește cu 700 de lei, iar cadrele didactice vor beneficia de 550 de lei în plus. Pentru angajații implicați nemijlocit în implementarea criteriilor de aderare la UE, se instituie un supliment lunar de 75% din salariu. Lefurile majorate vor fi calculate pentru luna septembrie și achitate din octombrie curent. De asemenea, se majorează clasele de salarizare pentru cadrele didactice de sprijin, personalul medical din cadrul instituțiilor penitenciare, unele categorii de personal de specialitate din domeniul expertizei judiciare, formării judiciare și altele. Potrivit președintelui Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie, Dan Perciun, de la data de 1 ianuarie 2023, suplimentar vor fi revăzute clasele de salarizare și pentru alte categorii de angajați. Ora știrilor se încheie aici, doamnelor, domnilor, rămâneți cu noi. Eu sunt Victoria Pietraru și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă. La revedere!